Un accident rutier grav a avut loc pe DN7 între Deva și Ilia. Două mașini s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului au rezultat 7 răniți, 5 adulți și 2 copii. Un autoturism înmatriculat în Austria, care circula pe direcția de mers Arad-Deva, a intrat pe contrasens depășind linia continuă și intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism înmatriculat în Germania, care circula regulamentar din direcția opusă, respectiv Deva-Arad, a informat IPJ Hunedoara. Circulația rutieră pe DN7 a fost blocată pe ambele sensuri.